Pe scrisul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pașcani, arătând că aceasta este legal constituită. În totalul de 19 consilieri locali sunt prezenți 17. La ședință participă primarul Municipiului Pașcani, domnul Pantazi Dumitru, viceprimarul Municipiului Pașcani, doamna Nedelcu Gabriela, reprezentantul serviciilor din aparatul de specialitate al primarului, directorul de societăți comerciale și regii din subordinea Consiliului Local, precum și mass media. Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 27 septembrie 2018. Înainte de a spune la vot, vreau să vă... Bună ziua! Înainte de a supune la vot procesul verbal al ședinței din ordinare de luna trecută, vreau să vă spun că ședința, procesul verbal este corect, în 2000 corect. Ceea ce nu e corect este o hotărâre de Consiliul Local aprobată în acea ședință. Dacă vă aduceți aminte, am avut hotărârea de Consiliul Local numărul 187 din 2709 privind închirierea directă a spațiului disponibil către alte. În acea ședință, Consiliul Local a făcut un amendament, eu am făcut un amendament, Consiliul Local a aprobat, în unanimitate, în hotărârea de Consiliul Local nu mai apare acel amendament. Am încercat, am stat să văd procesul verbal, pe procesul verbal este trecut clar amendamentul aprobat de majoritatea Consiliului Local. Nu cred că e un abuz, doamna președinte și doamna secretară trebuie să dea lămuriri cum a ajuns la voința Consiliului Local să fie exonerată, deci să nu apară într-o hotărâre de Consiliul Local. Deci nu cred că poate fi numit abuz. E puțin exagerat termenul, o să verific, să văd despre ce este vorba. Deci intenții nu există în niciun caz. Că altfel nu ar fi apărut niciun proces verbal, vă dați seama dacă ar fi existat intenții. Da, nu mai apare. Acel amendament nu mai apare. Nu apare în proces verbal, dar hotărâri? Nu, nu apare. Apare în proces verbal, nu apare în hotărâri. Dacă este o greșeală, nu s-o remediem. Dacă e în proces verbal, se poate. Deci, repet, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 27 septembrie 2018. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? De asemenea, procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 12 octombrie 2018. Înainte de a supun la vot, vreau să vă spun că și în acest proces verbal s-a stricurat o greșeală, și anume, la proiectul numărul 1 apar 15 voturi pentru, când de fapt, așa cum apare în minuta ședinței, sunt 10 voturi pentru, 6 abține și doamna Andrescu nu a participat la vot. Nu știu dacă e scăparea, dar în minuta ședinței apare corect, dar în procesul verbal nu se consemnează corect numărul de voturi. Nu mi-a stat chiar până au venit și-o pus. Atunci o să amânăm aprobarea acestui proces verbal, o să verificăm și o să remediem dacă domnul consilier are dreptate. Așa e, 10-6. Supun la vot procesul verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local din 19 octombrie 2018. Cine este pentru? Bună ziua! Vă dau citire dispoziției numărul 1590 din data de 25.10.2018. Primarul municipiului Pașcani, județul Iași. Având în vedere dispozițiile articolului 39, alineatul 1 și alineatul 3 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. În temeiul articolului 68, alineatul 1 și al articolului 150, alineatul 1, litera A, din legea 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul unic se convoacă Consiliul Local al Municipiului Pașcani în ședință ordinară din data de 31.10.2018, ora 10, în sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Pașcani, cu următoarea ordine de zi. Avem pe ordinea de zi 37 de proiecte și mai avem două proiecte suplimentare. Nu,
puneți la vot introducerea proiectului suplimentar, părerea mea, după aia spuneți la vot, vreți eventuala schimbare a ordinii, și după aia ordinea de zi pe ansamblu. Nu s-a discutat în comisie. Atunci propun modificarea ordinei de zi, propun să începem cu proiectul numărul 36, continuăm cu 37 și 38. Da? Da, domnul Petri, mă rog. Da, deci vreau să-l rog pe inițiatorul proiectului, domnul primar Mitru Pantale, să retragă de pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre, respectiv proiectul cu numărul 20 și proiectul cu numărul 22, motivat de faptul că, în calitatea mea de coautor al raportului de specialitate, deci am identificat câteva probleme legislative și consider că ar trebui rediscutat proiectul și făcute lămuririle, s-a dus lămuririle care se cuvine într-o nouă variantă de proiect. Retragerea lor de proiect. Vă rog, domnul director. De asemenea, doamna președinte, bună ziua, domnul consilier. Domnul consilier, vă rog, de asemenea, să amânați astăzi discutarea proiectului cu numărul 8 pentru a aduce anumite clarificări din interior. Pentru completarea în parte. Bun, mulțumesc. Atunci să pun la vot ordinea de zi. Vă rog, domnul Tutine. Bună ziua! Mă gândeam că domnul Apetri o să fie menționat că în urma discuțiilor de la comisii s-a lucrat acolo și s-au ajuns la niște concluzii. Propunerea făcută de dumneavoastră astăzi este corectă. Pot să adaug? Da, mulțumesc! Ca să nu plin. Mai nu cer și la alții. Mulțumesc! Deci, supun la vot ordinea de zi în care cele trei proiecte, 8, 20 și 22, au fost... Au fost amânate. Retrase de inițiator, dacă e de acord inițiator. Amânate. Cu amânarea proiectului numărul 8, cu retragerea proiectului 20 și 22 și cu modificarea propusă de mine, să începem cu proiectele 36, 37 și 38. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! A fost aprobată. Proiectul numărul 36. Proiect de hotărâre prin care se ia acte demisia consilierului local Râsnic Andrei Mari și vacantarea mandatului de consilier local. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia juridică a vizitat. Mulțumesc. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. A fost aprobat. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani a domnului Nemțanu Constantin, inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul Municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia de validare, aviz favorabil. Rog comisia de validare să retragă pentru a verifica dosarul și a trebui în procesul verbal. Voi da citire procesului verbal încheiat astăzi 31.10.2018 în cadrul comisiei de validare întrunită pentru validarea mandatului de consilier local a domnului Nemțanu Constantin. Toți membrii comisiei de validare sunt prezenți. În urma verificării dosarului, comisia de validare validează mandatul de consilier local al domnului Nemțanu Constantin, constatând că sunt întrunite toate condițiile legale. Drept pentru care se încheie prezentul proces verbal, semnează membrii comisiei. Cum să pun la vot proiectul numărul 37? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi. Rugăm pe domnul Nemțanu Constantin să depună jurământul. Bună ziua! Subsemnatul Nemțanu Constantin,
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Pașcani, așa să-mi ajute Dumnezeu. Merge mai departe. Mergem mai departe, da? Proiectul numărul 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HL numărul 107 din 7-7-2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani cu modificările și completările ulterioare. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul Municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. S-a gândit aviz favorabil. Va veni completarea în locul domnului Resnic, domnul Lențeanu Constantin, la Consiliul Comunal. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc că a fost aprobat cu 17 voturi. Revenim la ordinea de zi. În ordine, da. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trimestrul al treilea pe anul 2018. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, discuție aici, domnul Zanet, vă rog. O analiză a contului de instituție pentru trimestrul 3 la 2018. Conform bugetului de venituri și cheltuieli, veniturile pe cele 3 trimestre la începutul anului au fost de 33.736, în execuție 41.947. Diferența este așa de mare datorită faptului că în aceste venituri este trecut și excedentul de anul trecut de 10.182 de lei. La venituri proprii, aici, deci, avem planificat 23.000, am realizat 32.107, deci dacă avem mai 10.000 care este excedentul de anul trecut, deci la 23.000 am realizat 22.207, aproape de toate. În numele al cheltuielilor, avem planificat 40.431, am realizat 28.258. Ca veniturile totale, avem de ce să compun veniturile, deci din venituri proprii, care am spus mai înainte, sume de fiecare din cote de TVA, acestea sunt cele care se primesc de la buget pentru finanțarea majoritatei a cheltuielilor materiale a unităților școlare. Știm că la începutul anului tot ce înseamnă personal învățământ a fost luat din inspectoratul școlar. PNDL-ul, deci este strada Gării, mi-am bugetat 2.601, am realizat 2.232. Factura de diferență de aproape 300.000 de lei a fost trimisă săptămâna trecută, făcut două săptămâni la Greș pentru finanțare. Aici procentul este realizat de 100%. Și alte venituri sunt venituri pentru subvenționarea medicinilor școlare. Ponderea, observăm acum din venituri totale, de 76.000 sunt venituri proprii și celelalte procente mai mici. Structura veniturilor proprii, asta este cel mai important lucru. Avem toate și sume defalcate cu impozitul de venit. Am avut planificat 10.416, am realizat 10.243. Deci un procent de 98,33%, dar pe trimestrul 3, avem, pe trimestrul 4, avem o sumă mult mai mică de realizat, deci în jur de 2 milioane și ceva. Noi cam realizăm lunar cam 1.100.000, deci vom depăși acest indicator la sfârșitul anului. O precizare aici. Deci noi am avut raportat la anul precedent. Noi am realizat anul trecut aici
15 milioane, deci 150 de miliarde de lei din cote din impozit pe venit. Deci anul acesta, dacă nu o să ne transmită... 13,8. Prin echilibrare, vom pierde 3 milioane, anumitate 4 milioane din veniturile raportate la anul 2007. Nu pierdem 4 milioane, pentru că ne-am mai dat la anul ăsta încă 600 de milioane. Deci, vă 3 milioane și ceva. Și sunt șanse că la luna asta să ne mai dea până la nivelul realizat. Adică 30 milioane în sus și 46 milioane în sus. Sume pentru echilibrarea bugetelor, care sunt, care se primesc de dată 1.789.811. Impozite și taxe pe proprietate, în procent de 91%, deci avem la bugetul local 4.500.000 care ne-am propus, am realizat la 4.174.000. Taxe de utilizare a bunurilor, 1.608.845.90%. Venitul din concesiuni, 1.637.000 la 881.000. Diferența este așa de mare pentru că noi anul trecut am făcut o compensare cu creșterea VAPAX. Facturile care le-au emis în anul 2011-2012, o parte din ele au fost acceptate, deci nu toată suma de 2 milioane, ci doar 800 de mii de lei, și am compensat în cure de venit, și de asta suma este realizată așa de mare. Dacă am dat 800 de mii de lei jos, deci avem și aceste venituri din concesiuni realizate de 100%. Restări servicii medicina școlară, deci spuneam înainte venituri care se primim de la bugetul de stat. Amenzi, penalități, confiscări, avem 1.140.000, realizat doar 894.078%. Subvenții sunt date, subvenții pentru lemne și ce mai fost anul trecut, pe la tot anul ăsta, iar diverse venituri, 10 milioane, v-am spus că sunt excedentul și alte venituri din taxa pe salubritate, care este în jur de aproape 2 milioane externe. A început până anul până acum. Ca structură a veniturilor proprii, deci 31% reprezintă cotele, impozite și taxe pe proprietate, dacă să spunem mai la municipiul, sunt doar 12,93% în total proprii, taxe de utilizare a bunurilor doar 4% și celelalte sume mai mici, m-am spus partea de excedent aici și taxe de utilizare, este conjuntural datorită excedentul mare la la cheltuieli. Pe total cheltuieli prezentate în buget 40.431.000, am realizat 28.250.000. La nivel de structură funcțională, pe care am cheltuielile de personal 10.452.000, realizat 8.299.79%, dar știm că în trimestrul 4 nu ne vedem de această sumă în rectificarea de astăzi, vom crește cu aproape 1.000.000 de lei parte de cheltuieli personal, ca să putem asigura, avea asigurat și salariile de tot anul. La bunuri și servicii, 11.838.000, realizat 8.756.000, dobări aproape 100%, subvenția dată la regie, tot la fel, aproape 100%, transferul către unitățile administrației locale, deci 2.284.000, diferența doar de 1.937.000, aici sunt aproape 400.000, sumele care s-au plătit în trimestrul ăsta pentru spitalul municipal, avem 500.000, dar în funcție de investițiile care le fac. Alte transferuri înseamnă 416.000, este învățământul școlar particular, deci aici avem asistență socială, cheltuieli în jur de 80%, alte cheltuieli 58%, investiții într-un buget de 9.533.000, am realizat 3.859.000, 40%, dar așa cum o să vedeți și în verificarea de buget de anul ăsta, majoritatea sumelor au fost trecute pentru achiziționarea utilajelor la gospodăria comunală, plus am încheiat zona gării și ne apropiem de acest cheltuiel, de acest indicator de aproape 100%. La sfârșitul anului. Și la mulțări de credite, toate credite care le avem noi,
anul vor termina cu creditele de acolice comerciale și vor rămâne doar creditul ISPA, 1.185, realizat 1.390. Ca pondere, sunt cheltuielile de personal cu bunuri și servicii, 13% activele financiare. Din punct de vedere al autorității, pe fiecare serviciu în parte, majoritatea cheltuielilor s-au realizat în proporție de 60-70%. Dacă sunt întrebări, discuții, vă rog, domnul Pintilie. Mulțumesc. Trei lucruri aș dori să punctez. E clar că contul de execuție este rezultatul muncii depuse de dumneavoastră, dar este viziunea dumneavoastră despre cum trebuie condus orașul ăsta, pentru că ați votat bugetul la începutul anului, acum aveți contul de execuții, deci cumva trebuie să vă asumați dumneavoastră în primul rând această viziune pe care ați avut-o la începutul anului. Aduc aminte că am avut și noi niște amendamente, nu au fost aprobate, așa este jocul democratic, noi sunteți în majoritate și respectăm lucrul ăsta. O altă observație este, spunea domnul primar, punctat foarte bine, mai puține venituri de la centru, de la București, pe impozitul pe venit, acele cote defalcate, datorită revoluției fiscale pe care a implementat-o PSD România, ca să zicem, referitoare la cele impozite pe salarii. Deci, cumva, eu sper că acest lucru să fie corectat, să trimită diferența de bani, pentru că orașul nostru nu merită să primească mai puțin bani. Avem nevoie de investiții, deci așteptăm banii de la bugetul central să corecteze această nedreptate, din punctul meu de vedere. Iar ultima observație, dar am primit acum lămuriri, am văzut pe capitolul investiții că s-au cheltuit în jur de 60%, 40%. Vă dați seama că acolo era un semn de întrebare pentru mine. Ieri în comisie am discutat acest lucru. Sper să reușiți până la urmă să cumpărați acele utilaje care sunt necesare pentru mai buna gospodărie a orașului. Mulțumesc. Mulțumim. Dacă mai sunt alte întrebări, dacă nu, se pun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 7 abțineri. Deci 10 pentru, 7 abțineri. 11 pentru, 7 abțineri. Proiectul a fost aprobat. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielile a Spitalului Municipal de Urgență Pascal și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2018. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Învățământ favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Urbanism, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, discuții la acest proiect, dacă nu, spun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18. Proiectul a fost aprobat. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului integral venituri proprii sursa IEF al instituțiilor pe anul 2018. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Învățământ favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Urbanism, aviz favorabil. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu, spun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 voturi. Proiectul a fost aprobat. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Învățământ favorabil. Urbanism, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu, spun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru. Proiectul a fost aprobat. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuielile a municipiului Pașcani și a programului obiectivelor de investiții pe anul 2018. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Învățământ favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Urbanism, aviz nefavorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă rog, domnul Pintilie.
Am discutat și la comisie. Modul în care este redactat acest proiect, pe mine nu mă mulțumește, pentru că nu explică clar românești, în cuvinte simple, ce dorește să se facă cu această rectificare. Sunt într-adevăr tabele, sunt conturi aici contabilicești, nu cum le pricepe. Pentru că știm și noi care sunt transporturile, care sunt învățământ, care sunt administrații. Dar, în expunerea de motive sau măcar în raport, să se explice clar, domnule, luăm banii de acolo, vrem să facem acolo. Sunt doar cifre, fără explicații, în expunerea de motive scrie, având în vedere legi, nu se înțelege clar. Noi, consilier local, dar imaginez unul care un cetățean al orașului Pașcani, vrea de acasă să înțeleagă, domnule, ce vor să rectifice acolo. Deci, eu vă solicit public, dacă doriți dumneavoastră să faceți, dacă nu, nu, mai multe explicații clare de unde luăm și ce vrem să facem. Am încheiat, mulțumesc. Dar în comisie ați avut posibilitatea să puneți toate întrebările care sunt, care le-ați dorit. Scris, domnul primar. Scris. Scris. Nu ne expuneți. Sau în rapoartele de specialitate. Cineva să spună, domnule, luăm bani de la acolo, vrem să facem, vrem să cumpărăm, nu mai putem face leasing, cumpărăm cu bani cash, utilaje. Simplu. Ca la grădiniță. Dar n-am cum să-mi dau seama ce doriți să faci. Ca la grădiniță. Nu mă jigniți, domnul primar, că nu asta semnați expunerea de motive, nu se înțelege nimic. Rezultă foarte clar de aici, de unde se iau bani și unde se da? Duc bani. Bun, atunci haideți ca să intrăm punctual, dacă îmi dați voie. Ce înseamnă la capitolul 84 la transporturi care știu, 710130, alte mijloace fixe, 1.600.000 lei? Vă rog, spuneți. Ce mă... Nu, stați un pic, domnul primar. Să spună domnul primar, că e ca la grădiniță. Păi nu... Haideți, începem niște discuții care... Da. Vă faceți pe mine... Ați avut posibilitate în comisie domnul primar, să solicitați orice... Deci vedeți că nici dumneavoastră nu știți? Da? Vă rog, domnul Haldan. Da, în comisie... Dar nu sunt obligați să știu pe de rost. Sau normal, doar le semnați. Deci când citesc execuția... Doar le semnați, dumneavoastră. Vă rog, haideți să vă ascultăm și domnul Haldan. Nu sunt obligați să știu pe de rost. În toate aceste probleme, ridicate de domnul Pintic. S-a primit răspuns în cadrul Comisiei Economice, dânsul cred că poate să fie pe viitor. Că pe viitor să fie mai multe explicații vis-a-vis de subiectele. Ai auzit, Angela, da? Da. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări, dacă nu spun proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, 7 abțineri, nu știu ce este proiectul a trecut. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterei din funcțiunea unor mijloace fixe din domeniul privat al municipiului Pașcani în vederea casării și valorificării. Inițiatorul proiectului hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Urbanism, aviz favorabil. Dacă sunt întrebări aici, dacă nu spun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 18 voturi, proiectul a fost aprobat. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgență Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Învățământ favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, la ce? Mă rog, doamna Perță. Bună ziua, vă fac o precizare. Vreau să aduc la cunoștința cetățenilor că prin această nouă structură s-au alocat și aprobat de Ministerul Sănătății 10 paturi pentru bolnavi de cardiologie. 2 paturi pentru urologie, care nu existau, un laborator de somnologie și este, cred că, primul în țară aprobat pentru pacienții cu apnee în somn, un cabinet de pneumologie și un cabinet de îngrijiri paliative care să facă legătura între pacienții externați și medicina de familie. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă sunt întrebări, dacă nu se pun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, 18 voturi, proiectul a fost aprobat. 8 a fost amânat. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 66 din 11.05.2015, prin transformarea unor funcții vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul Municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, 18, proiectul a fost aprobat.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe disponibile din blocurile construite prin ANL situate în municipiul Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Urbanist, aviz favorabil. Dacă sunt întrebări, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 18 proiecte au fost aprobate. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 192 din 31-10-2016 privind aprobarea schimbării denumirii Aleea I.C. Brăteanu, strada Gheorghe Ibre Brăteanu, în Aleea Parcului, municipiul Pașcani, județul Iași. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia, aviz favorabil. Urbanist, aviz favorabil. Dacă sunt întrebări, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. 18. Proiectul a fost aprobat. 12. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale, burselor de merit și burselor de studii pentru elevi din învățământul preuniversitar stat din municipiul Pașcani pentru perioada septembrie-decembrie 2018. Inițiatorul proiectului de hotărâre, viceprimarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică, aviz favorabil. Învățământ favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 18. Proiectul a fost aprobat. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani numărul 136 din 31-8-2016 privind închirierea prin licitație publică cu strigarea spațiului comercial din piața Valelor 3 dintr-o zonă 1B, proprietate publică a municipiului Pașcani situată în strada Ceferiștilor număr 4, municipiul Pașcani, județul Iași. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Urbanist, aviz favorabil. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 18. Proiectul a fost aprobat. 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al municipiului Pașcani numărul 10 din 21-2-2018 privind modificarea și completarea contractului de închiriere, contract cadru, prezent la anexa numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al municipiului Pașcani numărul 35 din 26-4-2010 pentru aprobarea regulamentului privind închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuințe, proprietate publică sau privată a municipiului Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Urbanist, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă rog, domnul Pintinie. Am rugat și la Comisia economică, dacă pe viitor se dorește să se îmbunătățească acest contract cadru, fac o propunere, noțiunea de eliberare efectivă a spațiului să fie definită și în contract. Mulțumesc. Așa. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 18. Proiectul a fost aprobat. 15. Proiect de hotărâre privind înfățișarea în proprietate publică a municipiului Pașcani și în administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani obiectivelor de investiții. Conectarea grupurilor de garsoniere G1, G6, grădinița numărul 2, creșa numărul 2, la centrala termică CT6, alea grădiniței numărul 6, închirierea inelului termic pe ramura 1B a centralei CT6, închiderea inelului termic pe ramura 1A a centralei CT6. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Urbanist, aviz favorabil. Dacă sunt discuții, întrebări, vă rog, domn Pintilea. Profit de faptul că domnul director aici s-a dat drumul la gaz, domnul director la căldură, când se dă drumul? Da, știi la proiectul. La diverse, când nu prea are referit. Am înțeles, bun, deci nu doriți să-mi răspundeți. Atunci... La diverse, domnul Pintilea, da, avem punct de diverse și o să discutăm atunci. Ok, am înțeles. Am întrebat și eu, pentru un prieten, deci nu neapărat. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări, mulțumesc. Dacă nu, supun proiectul la vot, cine este pentru? Nu putem să votăm. Da, la viceprimar votează la acest proiect.
Deci la articolul 3 se aprobă transmiterea imobilului prezentat la articolul 1, da? Haideți că ne mai citim și noi așa, ca să ne facem campanie electorală. 16 voturi pentru au fost. Ok, hai mai. Proiectul a fost aprobat. 16. Proiect de hotărâre privind însușirea în proprietate publică a municipiului Pașcani și în administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani a investiției Școala Sudomenic Corp Legătură. Inițiatorul proiectului de hotărâre primarul municipiului Pașcani. Aviz comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Aviz favorabil. Urbanist, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă rog, domnul Bodașca. Da, eu ieri am întrebat în comisie, mi se pare o situație ciudată. Am avut și am început una, dar nu chiar atât de ciudată. Deci această investiție a început în anul 2005, s-a finalizat în 2006, s-a făcut recepția în ianuarie 2017 și de-abia după un an și 10 luni, da, în 2018, intră în patrimoniul municipiului. Trebuia să intre, din punctul meu de vedere, în patrimoniul municipiului atunci, în 2006, când s-a terminat lucrarea. Am înțeles că mai sunt asemenea probleme. Nu înțeleg de cum s-a ajuns aici. Chiar nu cred că cineva poate... Deci domnii de la patrimoniu nu au putut să ne explice cum s-a ajuns ca din o investiție terminată în 2006 să ajungă în patrimoniul municipiului Pașcani în 2018, după 12 ani. Dacă știe domnul primar, poate să ne rămască cineva, dacă nu, asta e. Investiția s-a terminat în 2009. Ca și procedură, se face recepția, după care compartimentul patrimoniului inițiază proiect de hotărâre pentru actualizarea valorii investiției sau imobilului respectiv. Nu e singura. Sunt destule. Noi încercăm să le aducem la zi. Încercăm. Pe cât posibil reușim. Eu mă sperea faptul că mai sunt. Mai sunt. O situație similară avem și cu investiția de aici. S-a început în 2003, s-au cesionat lucrările la alt constructor, căutăm dirigin, țin de șantier, nu mai există, căutăm documente. Mulțumesc, domnul Olariu, vă rog. Dar eu surprins că domnul Budoașca a uitat ieri până astăzi, la aceeași întrebare a fost și în comisie, da? Și v-a explicat domnul de la compartimentul respectiv foarte clar despre ce vorba. Adică, ca să vedem acum astăzi, să mai întrebăm din nou, ca să facem un val așa mic, pare aiurea. Dar nu, totuși, a explicat destul de clar ieri. Deci nu se poate spune că, nu știu, TV astăzi și spune, eu faci pe niște autor. Am întrebat inițiatorul proiectului, domnul Lariu. Da? Inițiatorul proiectului poate aduce la municipiul. Domnul Bărba, ați spus că ați întrebat și la patrimoniu. Păi, dar mai nu te v-a spus domnul Lariu că știe. Vă rog, domnul Pintilie. Asta în comisie. Domnul Pintilie, doreați să discutați. Da, rog pe domnul Lariu, dacă are propuneri, amendamente la proiect, să vorbească despre proiect și părerile domniei sale despre proiect. Ce vorbesc liberalii, ce vorbește Bodoașcă, lăsați-ne pe noi să ne facem treaba. Nu ne judecați dumneavoastră, ne judecă cei de acasă. Da, dar cei de acasă trebuie să știi ceea ce deci, discută și în comisie. Deci, iar vorbiți și dumneavoastră, ați luat un obicei prost de la domnul primar să vorbiți pe este, da? Nu am luat asta înseamnă obicei. Că poate nu sunteți educat. Mulțumesc. 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 Dacă nu mai sunt... Ai invins, ce invins? N-am invins nimic. Cam înfrânt. Nu este nimic. Vorbiți peste noi, da? Nu, dar ne faci de jignești așa în grup. Domnul Pintilie este obișnuit să ne jignească, nu este prima dată. Este și pe rețele de socializare, cu fel și fel de lucruri false, din punctul meu de vedere. Dar, na, o să... Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18. Proiectul a fost aprobat. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 53 din 1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, județul Iaș, atestat prin hotărârea numărul 1354 din 2001 cu modificările și completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafețele de teren înscrise la pozițiile 10, 25, 27, 28, 30, 43, 50, 62, 72, 73, 76, 90, 145, 146, 141, 171, 172, 177, 180, 194. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Aviz comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări,
Vă rog, domnul Pintilie. Mulțumesc. Am observat forma acestor străzi, da? La care s-a făcut carte funciară, ceea ce este un lucru foarte bun. Dar arată foarte ciudat, adică nu sunt niște străzi liniare, da? Care să aibă o formă, din punctul meu de vedere, corectă, ci sunt niște străzi tot felul de tortocheate, cumva. Din ce îmi dau eu seama, cei care au fost la fața locului și au făcut măsurători, au măsurat starea de astăzi, da? Acum, eu zic să nu ne întoarcem în trecut neapărat, da? Pe viitor, unii se construiește, unii se fac garduri, locuințe, ar trebui să fie cineva prezent acolo să ne asigurăm că aceste străzi au un aliniament corect, da? Când vine cineva în oraș la noi, se vadă, domnule, uite, strada arată corect. Tot felul de lucruri, ba ieșit din afară, ba în spate. Mulțumesc! Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, 18 proiect a fost aprobat. 18. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietate publică a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului de Administrație al grădiniței cu program prelungit numărul 3, a construcția grădinița cu program normal numărul 5, strada Izvoarelor numărul 7, bloc A4, scara D, parter, în proprietate publică a municipiului Pașcani și în administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Aviz comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Învățământ favorabil. Comisia aviz favorabil, jurit favorabil. Mulțumesc. Vă rog, domnul Bodașca. Da, țin cont că avem astăzi pe ordinea de zi și un proiect ce vizează atribuirea a două locuințe sociale. Văzând acest proiect, cred că e vorba, m-am interesat și e vorba de un apartament în care funcționa o grupă de la o grădiniță, să dă înapoi la municipiul Pașcani. Acum, știm că în blocul de locuințe sociale, Consiliul Local a constituit o locuință, a dat o dată destinată unei locuințe de acolo ca și locuință de necesitate. O propunere pentru administrația locală, dacă acest apartament vine înapoi la Consiliul Local, să fie făcut locuință socială, da? Să fie destinată ca locuință de necesitate. De necesitate? Avem cerere de la spital, că pentru cadrele care vin, avem cerere de... A, vreți să-l faceți locuință de serviciu? Da. Avem de la spital. Era o propunere, n-am știut de... Era o propunere, n-am știut că aveți altă destinație. Dacă aveți, ok. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 18 proiect a fost aprobat. 19. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 173,48 metri pătrați, situată în municipiul Pașcani, strada Calea Românului, numărul 1, județul Iași, proprietate privată a municipiului Pașcani, către Coldplay Management SRL. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiei, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Urbanist, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări la acest proiect, dacă nu spun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 18, proiectul a fost aprobat. 20 a fost retras. 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului în suprafață de 140 metri pătrați, situată în municipiul Pașcani, aleea parcului numărul 5, județul Iași, număr cadastral 65.169, înscris în cartea funiciară la numărul 65.169, proprietate privată a municipiului Pașcani, către SC Aprodex SRL. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Urbanist, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă rog, domnul Bodașca. Da, aș vrea să aduc niște lămuriri la acest proiect de hotărâre. Toată lumea știe subiectul cu Aprodex. Ieri am avut inițiativa să-l chem la comisie, pentru că au apărut în spațiu public tot felul de afirmații, că ar avea intabulare, că n-ar avea... Eu, personal, nu știam că ai proces verbal de recepție, proces verbal intabulare și înscrisă plădirea la finanțele publice locale. Până ieri am înțeles că nici administrația locală nu știa. Ieri l-am chemat pe domnul și mi-a adus și a spus, era omul, înțeleg, era supărat și avea dreptate. Pentru că el a spus că a adus toate actele care ai solicitat. L-am întrebat pe domnul Apetri, domnul Apetri, de ce n-a spus la proiectul de hotărâre aceste acte? A spus că nu le-am cerut. Nu le-am cerut. În plenul ședinței Consiliului Local am cerut de vreo 2-3 ori, da? Dumnealui a spus că trebuia să-i fac înscris.
Deci, acum stau și mă întreb. E o părere pur personală. Altcineva, cred că domnule, n-a vrut să ajute acest investitor și să-l vină pe liberat. Atât timp cât aceste trei hârtii erau în primărie din anul 2017. Da? Din luna a treia a făcut recepție vizată de domnul primar. În luna a 10-a a făcut investitorul și a făcut carte funciar și a făcut tot înregistrat la municipiul Pașcani. Și municipiul Pașcani nu le pune la proiect de hotărâri. Da, nu știu ce să spun, îmi pare rău că domnul a stat atâta timp cu probleme de genul acesta, dar nu e din vina noastră. Căutați prin noastră parte. Da, mulțumesc. Două lucruri, aia vorbeam de o concesiune, dar asta este concesiune. Și acolo am cerut, dacă aducea aceste acte la acea concesiune, era și acolo aprobat. Dacă n-am știut, domnul primar, și nici primăria și că n-am știut. Da, bun, vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, discuții, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 18 voturi, proiectul a fost aprobat. 22 a fost retras. 23. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului în cota Ibiza, cu suprafață de 12,36 metri pătrați, situată în municipiul Pașcani, strada Ștefan cel Mare, bloc A5, parter județul Iași, număr cadastral 52, înscris în cartea funiciară la numărul 60.191, proprietate privată a municipiului Pașcani către persoane fizice Cincă Daniela și Cincă Gabi, inițiatorul proiectului de hotărâre primar municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică, aviz nefavorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Urbanist, aviz nefavorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă rog, domnul Pintrie. Da. Vor urma, nu știu, 3, 4, 5 proiecte cam de același tip. O să spun două, trei cuvinte generale. Vorbim despre cota indiviză de la blocuri și, din punctul meu de vedere, două aspecte trebuie reținute. În primul rând, punctul meu de vedere este că această cotă indiviză, din ce am înțeles eu, legea permite, ar fi trebuit transmisă în proprietate odată cu vânzarea apartamentului. Când trebuia făcut treaba asta? Nu știu, în anii 90, când au apărut legile care spuneau acest lucru. Am înțeles. Deci sunt orașe care funcționează în felul ăsta. Am înțeles că sunt și niște hotărâri judecătorești. O să vedem. Este o părere. S-ar putea să fie tardivă, pentru că astăzi suntem în situația în care nu proprietarii apartamentelor au și proprietatea cotei indivize. Ei au doar proprietatea apartamentului, cota indiviză este dată în folosință proprietar fiind municipiul Pașcani. Ăsta este primul aspect. Al doilea aspect este că trebuie să fim foarte riguroși aici, în momentul în care se fac concesiuni pe cota indiviză sau se fac vânzări pe cota indiviză, cum se propune acum să începem, pentru că dacă măsurătorile nu sunt făcute foarte bine de către cei acreditați, s-ar putea să ajungem în situația peste ani de zile în care am vândut din cota indiviză, ea, dacă n-a fost numărat, măsurată corect, vom primi acuze că cine știe ce au făcut, la modul general, noi, consilierii locali, indiferent de partid, au vândut terenul, nu mi-a rămas, mi-a luat, mi-a făcut. Și aici mă întorc la proiectul care îl avem acum, din extrasul de carte funciară pe care, în urma cererii introduse de către municipiul Pașcani la ANCPI, în extrasul de informare la cartea funciară, pentru blocul A5, cred că este, A5, avem aici o suprafață, la partea întâi se descrie imobilul, o suprafață 273 de metri pătrați, după care sunt descriși proprietari și vedem că nu este doar municipiul Pașcani proprietar pe această suprafață teren, este și Texcomo și familia Stanciu, dar aici este alt subiect. După care, la sarcini, o parte din cei care sunt proprietari acolo și au cărți funciare făcute, au înscris folosința specială asupra cotei indivize. Da? Ceea ce este normal. Examinând pe toți cei de aici care au înscris această sarcină, am constatat că familia A5 nu se regăsește printre acești, să zicem, proprietari de apartamente care au înscris sarcina la cota indiviză. Deci eu, până când nu am un document scris, făcut de câte cineva care are ștampilă oficială, să scrie acolo că cota indiviză este înscrisă și are o anumită
suprafață precisă, eu nu am cum să votez pentru că nu vreau să fac alte năzdrăvări sau acuze că am vândut noi terenul municipalității, eu știu, pentru alte motive. Am încheiat, mulțumesc. Mulțumesc și dacă mai sunt alte întrebări, dacă nu spun proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, 18 abțineri, proiectul nu a fost aprobat. 24. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului în cotă indiviză, în suprafață de 35 metri pătrați, situată în municipiul Pașcan, strada Ceferiștilor, numărul 2, bloc B29, scara A, parter, județul Iași, număr cadastral 238, înscris în cartea funiciară numărul 60.425, proprietate privată a municipiului Pașcan, către persoane fizice, nemțanul Ioana Lăcrămioara și nemțanul Gheorghiță. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică, aviz favorabil. Juridic favorabil. Comisia urbanistă, aviz nefavorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă rog, în pintilie. În aceeași idee, la sfârșitul proiectului, avem extras de informare, da, de la NCPI, introdus de către municipiul Pașcani, în care pe lista celor care au sarcini acolo la cota indiviză nu se regăsește familia Nemțanu. Da? Mai mult decât atât, avem două extrase de informare de la NCPI, unul introdus de către un cabinet de notariat din oraș și prin care se spune că pe o altă parcelă, deci nu face referire la parcela terenul de sub bloc, o altă parcelă, n-am putut eu să o identific, nu am schițe, da? Acolo, într-adevăr, familia Nemțanu are o cotă de teren de 35 de metri pătrați. Deci ei au o intabulare pentru teren, dar nu face, nu are legătură cu cota indiviză, cu suprafața terenului. Bănuiesc că este în fața blocului, cumva. Acel spațiu este în fața blocului. Deci, proiectul prin care se propune vânzarea terenului din cota indiviză, nu este formulat corect. Dacă se dorește în continuare să se vândă, el trebuie reformulat și venit pe masa Consiliului Local. Mulțumesc. Mulțumesc, vă rog, domnul Vodașca. Imediat. O completare la acest proiect de hotărâre, am rugat pe domnii de la Patrimoniu, ați văzut că pe acel stat de carte funciară, e din 2012, de apare o sarcină, un litigiu. Am rugat să vină cu un proiect de cu un extras nou, în care să vedem dacă mai e acea sarcină sau nu, că ne putem să zic că vindem terenul și spațiul e altcineva. Și atunci facem altă doacă. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 abțineri, proiectul nu a fost aprobat. 25. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului în cotă indiviză, în suprafață totală de 34,8 metri pătrați, situat în municipiul Pașcan, strada Nicolae Iorga, bloc B8, parter, județul Iași, număr cadastral 272, scris în cartea funiciară numărul 60.440, proprietate privată a municipiului Pașcani, către SCA Alimeco S.A., inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia economică, aviz nefavorabil. Juridic favorabil. Urbanist, aviz nefavorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă rog, domnul Bihlie. Da, o să vorbesc o dată pentru toate proiectele care țin de Alimenco. Într-adevăr, același lucru, în extrasul de carte funciară, nu reiese sarcina pentru cota indiviză. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, vă rog, domnul Închideți un pic, domnul Bihlie. Imediat. Dar trebuie să fac mențiunea că nu este nimeni împotriva vânzării acestor terenuri, ci doar trebuie ca proiectele pe care le avem să fie puse toate actele actualizate la zi. Să avem în vedere faptul că Alimenco vine cu o documentație din timpul vânzării spațiilor către Alimenco sau cum era atunci ICSM-ul, ulterior împărțită mai multe. Dar de atunci încoace s-au produs multe transformări. S-a schimbat compartimentarea, nu mai corespund dimensiunile, deci și suprafața indiviză se schimbă. Ca atare,
rugăm să se vină cu suprafețele actualizate, așa, care să ne demonstreze nouă că ceea ce facem, hotărârile care le luăm sunt legale și nu facem ceva care să fie contestat ulterior. Mulțumesc. Vă rog, domnul Parache. În completare ce v-a spus domnul Haldan, vorbim despre cartea funciară. Dreptul de folosință care apare, că nu este o sat, ci este un drept aferent dreptul de proprietate scris în cartea funciară pentru imobilul de țin cu proprietate. Practic, la fiecare proiect ar trebui să existe un listat de carte funciară la zi valabil. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, discuții, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 17 abțineri. Un pentru proiectul nu a fost aprobat. 26. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului în cotă indiviză în suprafață de 86,64 metri pătrați, situat în municipiul Pașcan, strada Mihai Eminescu, bloc C10B15, parter județul Iași, număr cadastral 130, înscris în cartea funciară numărul 60.243, proprietate privată a municipiului Pașcan, către Sece Alimenco S.A., inițiatorul proiectului de hotărâre primarul municipiului Pașcan. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz nefavorabil. Aviz nefavorabil la Comisia de Urbanism. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu spun proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, 18 abțineri, proiectul nu a fost aprobat. 27. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului în cotă indiviză în suprafață de 37,09 metri pătrați, situat în municipiul Pașcan, strada Moldovei, bloc primul parter, județul Iași, număr cadastral 266, înscris în cartea funiciară la numărul 60.123, proprietate privată a municipiului Pașcani, către Sece Alimenco S.A., inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz nefavorabil. Nefavorabil. Urbanist, aviz nefavorabil. Mulțumesc, dacă sunt întrebări, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri. 18 abțineri, proiectul nu a fost aprobat. 28. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului în cotă indiviză în suprafață totală de 53,6 metri pătrați, situată în municipiul Pașcan, strada Cuza Vodă, bloc B9, partier județul Iași, număr cadastral 115, înscris în cartea funciară număr 60.003, proprietate privată a municipiului Pașcan, către Sece Unirea Mix SRL, inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcan. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz nefavorabil. Favorabil. Urbanist, aviz nefavorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă rog, domnul Pintilie. Deci aici proiectul se spune așa, vânzarea directă a terenului cotă indiviză în suprafață de 53,6 metri pătrați. Din extrasul de carte funciară, reiese că, toate că n-am văzut aici să fie trecut proprietatea, știți, adică se spune că municipiul Pașcani este proprietar, eu nu-l văd, da? Dar are un extras de carte funciară în care spune că descrierea imobilului suprafață 57 de metri pătrați, cotă de teren 12,6. Deci, dacă cota de teren e 12,6, proiectul nu are cum să fie 53,6, nu reiese de aici că vorbim despre cotă indiviză, pentru că ar fi trebuit să vedem că proprietatea, da, în descrierea de la proprietatea este a municipalității și el are doar drept de folosință. Deci e foarte, nu știu cum elaborează aceste proiecte, domnul primar are semnătura într-adevăr, sunt convins că se bazează pe munca din aparatul de specialitate. Nu vreau să-l acuz pe domnul primar, da? Un pic mai multă atenție și aici este o situație, vreau să spun câteva cuvinte, deci s-a construit într-un gang acolo, da? Autorizat, normal, cum am aprobat și noi acum câteva luni de zile, aici construcția la blocurile astea de să se închide, da? Am luat concesiuni ca să poată să facă autorizare. Trebuie foarte mare atenție pentru că în momentul în care, de exemplu, ai 10 apartamente într-un bloc pe aceeași suprafață de teren, ai o cotă indiviză în folosință, dacă de mâine sunt 11 apartamente, e clar că cota indiviză suferă schimbări. Deci de asta zic, documente foarte bine pregătite, puse la mapă, extras de carte funciară și putem vota. Mulțumesc. Și vă rog, domnul Haldan. Închideți.
În continuarea celor spuse de domnul Marius Pintilie, vreau să precizez faptul că din cele prezentate în proiect rezultă că, sau ne face să credem pe noi, că o suprafață care este construită în gan este adăugată celei cotei indivizie, dar suprafața luată în totalitatea ei, suprafața respectivă, automat, au cote indivize pe ea, pentru că deasupra sunt apartamente. Deci trebuie și pe suprafața respectivă tot cote indivize. Pentru că e un gan care are deasupra apartamente. Deci care au dreptul la sol la o anumită cote indivize. Chiar dacă el a fost liber la momentul respectiv. Deci trebuie foarte bine studiat dosarul și atunci când se pun documentele cum trebuie, noi suntem de acord cu vânzarea către societatea respectivă. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, spun la fost proiectul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, 18 abțineri, proiectul a fost aprobat. 29. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului în cotă indiviză în suprafață de 13,82 metri pătrați situat în municipiul Brașov, strada Moldovei, bloc Moldova Partier, județul Iași, număr cadastral 94, înscris în cartea funiciară numărul 60.129, proprietate privată a municipiului Pașcani, către Secie Boema SRL. Inițiatorul proiectului hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Aviz comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz nefavorabil. Banii s-a vizit nefavorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, 18 abțineri, proiectul nu a fost aprobat. 30. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului în cotă indiviză în suprafață de 29,18 metri pătrați, situat în municipiul Pașcani, strada Ștefan cel Mare, bloc A4, parter, județul Iași, număr cadastral 69, înscris în cartea funiciară numărul 60.285, proprietate privată a municipiului Pașcani, către SG Fierul SRL, inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Aviz comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz nefavorabil. Aviz favorabil. Banii s-a vizit nefavorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu spun proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, 18 abțineri, proiectul nu a fost aprobat. 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de dezvoltare în vederea acoperirii parțiale a investițiilor propuse pentru îmbunătățirea realizării serviciului de salubritate de către secție CNP Ecosalubritate ISA. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Aviz comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aveți favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, domnul director este aici prezent să ne răspundă. Dacă nu, supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul a fost aprobat. 32. Proiect de hotărâre privind ajustarea prețurilor tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de SCCLP Ecosalubritate ESA Pașcane, aprobarea prețurilor tarifelor pentru activitățile de salubrizare nou înființate, propuse de operator, precum și aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe, serviciului de salubrizare pentru închirierea utilajelor societății terțelor persoane. Inițiatorul proiectului hotărâre, primarul municipiului Pașcane. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Cu un amendament s-a primit în cadrul comisiei un înscris care cuprindea anexele 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 privind tarifele cu amendament de a fi anexat aceste anexe la proiect. Înlocuite, anexate proiect, anexele care au fost aduse la comisie. Vă rog, domnul Vărașcă. Închideți, domnul Vărașcă. Da, domnul director, văd că cam târziu, dar încep să miște lucruri și acolo, în sensul că această cotă de dezvoltare, de aia n-am vorbit la primul proiect, să facem o privire de ansamblu, trebuia făcută mai demult pentru investiții și noile activități pe care dumneavoastră le propuneți acolo, iarăși eu zic că trebuiau făcute mai demult pentru că această activitate este prestată. Vreau să vă întreb, pentru noile activități, cu deratizare, dacă ați făcut cumva pe piață, să zicem așa, să le spunem în cadat cu prețurile. Am văzut că sunt câteva sute de lei pe suta de metri. Dacă puteți fi competitiv pe piață cu aceste prețuri, în sensul în care primăria Pașcani să poate să achiziționeze serviciile la dumneavoastră, cred că poate, pentru că va fi de reale, dar dacă puteți să faceți și pentru alte
alte primării din zonă. Putem, serviciul de rapizare e destul de complex. Adică depinde anume ce face, ce trebuie să distrugem. Distrugem, știu eu, țânțari sau larve, poate exista un preț. Am făcut un preț de, practic, de pornire. Utilizarea fogărului cu o anumită substanță. Am găsit o substanță cu un preț mediu și așa am putut rezulta un preț. Din prețul de cost. Sunt niște costuri. Le-am luat pe toate în calcul și am făcut un preț mediu. Spun că suntem concurențiali, că am verificat. Da. De asemenea, și toate prețurile și activitățile conexe și până acum se făceau, însă nu erau evidențiate. Ori acestea trebuie evidențiate. Am verificat, spre exemplu, orașe precum Mizilu, Craiova, chiar municipiul Iași, unde se regăsesc exact așa cum le aveți dumneavoastră acum la mapă. Iar prețurile, la fel, le-am verificat. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Supun întâi amendamentul la Comisia Juridică. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Amendamentul a fost aprobat. Supun proiectul la vot cu tot cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul a fost aprobat. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare numărul 19.534 din 3-10-2012, încheiat între municipiul Pașcani și SCCLP Ecosalubritate S.A. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Vă rog, mulțumesc. Da, o să vin cu o întrebare legată de celălalt proiect. Ieri am văzut o știre că cei de la Iași, Consiliul Județean a semnat contractul pentru colectarea gunoiului. Chiar vreau să vă întreb astăzi, credeți că se mai impune să cumpărați acea remorcă? Domnul Budaș, că nu putem opri procedura. Astăzi, la finalul zilei, dacă eu am să vă spun dacă vreți personal și vă spun cine s-a înscris, dacă s-a înscris cineva. Dacă nu s-a înscris, probabil că nu vom mai achiziționa. Însă, vreau să aveți în vedere dumneavoastră că Pașcani se poate pregăti și pentru anul 2022. Deci nu trebuie să uităm că putem participa data viitoare la licitație și trebuie să avem dotări. Ori plecând de la premiza că trebuie să fim competitivi și trebuie să ne apărăm bunurile și, bineînțeles, zona noastră de interes. Eu consider că aceste servicii trebuie să rămână la Pașcani. Dacă până acum Pașcani nu a fost pregătit, măcar în 2022 să contăm. Acea mașină, cap tractor și, bineînțeles, remorca, dacă o vom achiziționa, eu sunt sigur că vom face beneficii, vom face beneficii în municipiul Pașcani și chiar viitorul operator care nu poate să ne ocolească dacă nu are în dotare o asemenea mașină. Pentru că am înțeles că a semnat, dar a semnat doar pentru salubrizarea localității. Va trebui să transporte, ori dacă dumneavoastră urcați dealul la Osoi și vedeți ce containere au ei, sunt la jumătatea capacității pe care o are compactoarea noastră. Sortat sau nu, cu siguranță și zilele astea mă voi deplasa la câștigător și voi purta o discuție pentru că se impune, fiind și final de an, fiind venind la dumneavoastră cu organigrama pe care cu siguranță ne-am are o vom modifica și vom avea parte de restructurare așa cum este normal, dar vreau ca predarea, primirea salubrizării municipiului Pașcani să desfășoare în condiții normale și să nu avem probleme de știu eu, cu persoanele care vor fi disponibilizate. Vrem cât mai puține persoane disponibilizate și cât mai mult angajați din zona municipiului Pașcani. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu se pune proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, 18, proiectul a fost aprobat. 34. Proiect de hotărâre privind prelucrarea în domeniul public al municipiului Pașcani a bunurilor de retur prevăzute preluarea în domeniul public al municipiului Pașcani a bunurilor de retur prevăzute în contractul de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Pașcani numărul 19.534 din 3-10-2012 încheiat între municipiul Pașcani și SCCLP Ecosalubritate S.A. și diminuarea capitalului social al SCCLP Ecosalubritate S.A. Pașcani având ca unic acționar municipiul Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Urbanist, aviz favorabil. Dacă sunt întrebări, dacă nu spun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, 18, proiectul a fost aprobat.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Legii Autonome de Gospodărire Comunală și Locative Pașcani și al SCCLP Ecosalubritate SA Pașcani în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiei, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu, spun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. 2, 4, 5, 7, abțineri. Proiectul a fost aprobat. 36 am discutat, 37 l-am discutat, 38 l-am discutat, 39. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe sociale prin închiriere din fondul locativ aflat în patrimoniul public al municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani, județul Iași. Inițiatorul proiectului de hotărâre, viceprimarul Nedelu Gabriela, consilier local Bodașcu Mihai Claudiu, consilier local Pintilie Marius Nicolae. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică, aviz favorabil. Votăm favorabil. Banii aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu spun proiectul la vot, cine este pentru? Potriva abțineri, 18 proiectul a fost aprobat. Acum la diverse, cine se înscrie la diverse? Domnul Pintilie, domnul Bodoaș, domnul Dandu, domnul Olariu. Vă rog, domnul Pintilie. Am primit în cadrul audienților o reclamație, din păcate, pe strada, cred că este Dragoș Vod, în față la grădinița Agape. Nu știu dacă s-a ajuns între timp acolo. Acel trotuar este foarte stricat. Acolo sunt copii mici, când merg la grădiniță, care merg greu. Imaginați-vă dumneavoastră dimineața, îl trezește, îl duce acolo. S-a întâmplat și o mică nenorocire acolo. A căzut cineva cu fața de trotuar. Deci, vedeți-mă, e tragic. Dacă cumva, vă rog să aveți în vedere o mică plombare, ceva acolo, să facem trotuarul ăla, să fie practicabil pentru copii. La grădinița Agape, în intersecția mare dintre Ceferișilor și Dragoș Vodă, s-a discutat data trecută, tot la interpelări, despre asfaltare între blocul B12 și B13. Colegul meu, consilier, domnul Avramiuc, a ridicat aceeași problemă. Am văzut că între timp s-a turnat covor asfaltic de la poliție până la gaz. S-au ridicat capacele de canal pe acea intersecție de drum, de, eu știu cât sunt acolo, 50-60 de metri, între cele două blocuri. Nu s-a asfaltat. Adică eu chiar m-am bucurat când am văzut că s-au ridicat capacele, am zis, doamne, stai să vezi că au pregătit să vină cu covor asfaltic. Cei cu firma care au asfaltat pe tronsonul de pe 1 decembrie au plecat de acolo. Întrebarea mea este că dumneavoastră dacă se mai poate face ceva, ținând cont că ne permite vremea. O altă... Stai să vă dau răspunsul. Vă rog. Deci acolo, datorită conductei de apă, care a creat probleme când am așternut covor asfaltic, firma a transportat de două ori trusa aia de asfalt. Noi nu am reușit să pregătim. Noi trebuia să pregătim zona respectivă. Ei s-au retras, între timp au închis toate stațiile de asfalt, motivat în primul rând de faptul că prețul la bitum a crescut cu 30-35%. Și în anul acesta nu mai toarnă asfalt, o să continuăm la anul. O să reabilităm, o să mergem acolo să reabilităm, ca să putem face practic cadrul, iar la anul o să continuăm cu... Pentru că contractul se derulează cu parcurs la mai mulți ani. Ok. Poate și un sens unic acolo, dacă considerați că este oportun și în Comisia de Circulație se poate face o propunere, în așa fel încât, odată asfaltat, să folosești zona, strada aia, să nu te duci până la capăt. Despre curățenia în pieții, vă rog să, dacă puteți să vă notați subiectul ăsta, lasă de dorit curățenia în pieții, mai ales după ce se termină piața, este un dezastru și rămâne, nu știu până când rămâne așa, până a doua zi sau noaptea. Și o solicitare, vă rog, un răspuns în scris, domnul primar. Am avut și un proiect mai devreme pe care l-ați retras. Nu știu dacă are legătură cu solicitarea mea sau nu. Dacă puteți să mă lămuriți, intersecția dintre Ștefan cel Mare și Morilor este ocupată acolo niște materiale de construcție. Dacă puteți să mi spuneți în scris un răspuns, cine ocupă, de când are contract și
ce se desfășoară acolo. Despre apă caldă nu mai întreb. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Bodașcă, vă rog. Da, o solicitare pentru o întrebare, cred că la domnul primar. Acum vreo două luni de zile am aprobat înființarea acelor servicii de administrare, întreținere, cimitire, parcări și ștandu ca ștandu, dar celelalte două sunt, cred că, așteptate de toți pășcănenii. Mi-a spus în acea ședință că o să analizați și să o să hotărâți cum vom face delegarea, către o societate proprie, către o nouă societate. Întrebarea mea este, v-ați mai gândit, v-ați hotărât, facem până la urmă, înființăm o societate, le delegăm la altceva? În acest sens, domnul Zanet, să le văsa la București, ieri, la altă ieri, chiar cu problema cu aceasta. Și o să venim cu propunere de rezolvare a acestor delegarea acestor servicii acolo unde se pot delega, iar unde nu se pot delega, să înființăm societate. Da, mulțumesc. Domnul Dan, vă rog. Aș dori să vă întreb în ce stadiu suntem cu implementarea sistemului electronic de plăți online, care l-am aprobat în luna iulie, a taxelor și impozitelor. Am achiziționat ce ține, un server, un router, nu urmează ca cei de la taxe și impozitelor, care se încheie protocolul, nu știu, cu o bancă, cu... Deci de la începutul anului viitor poți să desfătăm. Din punct de vedere al infrastructurii IT, probabil vom fi, cu siguranță vom fi ok. Mai departe, protocolul, mult SMS-ul, semnează șefa de serviciu acolo cu domnul primar, ține de altcineva. Am înțeles. Ați mai achiziționat plăcuțele cu numele străzilor și numele de imobile, așa cum ați promis acum 2 ani când ne-ați respins proiectul nostru, că ați putut să faceți chestii direct? Nu, cetățenii de pe Mihai Eminescu și 1 decembrie mai solicită coșuri de gunoi împlasate în intersecții. Solicită în scris ca să avem o evidență, pentru că deja avem un grafic de ceea ce povești comentarea lor din oraș, dar e bine să facă. Sunt niște locații în care au fost coșuri de gunoi înainte. De asta zic, este foarte bine să adresezi în scris, pentru că... Deci nu mă refer în fața scărilor. Deci efectiv în intersecții. Mulțumesc. Domnul Olariu, vă rog. Da, eu aș avea o întrebare către domnul Petru la RGC. Ținând cont că au mai fost discuții, au mai fost... Vreau să zicem un termen sau o plajă tip în care s-ar putea da drumul la caldă și caldă. Vă întreabă foarte mulți cetățeni și măcar cu aproximație. Este două variante, în condițiile în care așteptăm datoria restantă la fondurile pe care le dăm acum, putem porni sistemul imediat ce zicem în condiția asta. La doua variantă este întâlnirea termenului 21 de țări conform regulilor ANRE, notificarea care a fost transmisă furnizorului de gaz și încheierea unui nou contract. Asta înseamnă undeva în jurul zilei de 7 luni de timp pornind distribuit sau poate porni furnizarea prin modificarea distribuitorului. Contractul poate fi încheiat prin un furnizor oricând, numai că, așa cum spuneam, există niște reglementări ale autorității pe care noul furnizor poate trebui să respecte. Domnul Adan, vă rog. Am o rugăminte către Comisia de Circulație. Mai mulți cetățeni mi-au adus la cunoștință faptul că pe șoseaua Neamțului spre Găștești se circulă cu viteze foarte mari, poate pentru care chiar se întâmplă diverse accidente. Și solicită indicatoare pentru păstrarea vitezii de municipiu. Adică să înceapă municipiul Pașcani dincolo de Găștești și să nu aibă sfârșit de Găștești și cu obligație de circulație. S-au pus indicatoare pentru păstrarea vitezii. Pentru zonul respectiv. Mi-aduc aminte că am mai fost rezultat o dată problema. Deci pentru că acolo ia capitalul și se intră pe la... Da. Deci până la Găștești, după aceea, mai sus, după aia periculat, s-ar justifica o limitare a vitezei pe zonul respectiv. Noi cel mult putem să facem intervenții la... Direcția drumurilor naționale. Da. Păstrarea drumului de la ieșire de la Kaufland,
până dincolo de Găștești, în administrarea Companiei Naționale de Drumuri Naționale. Bun, și noi nu avem niciun cuvânt de spus vis-a-vis de... Noi să facem o adresă, nu-și notează, și să facem o adresă, să-i solicităm... Da, tocmai de-aia m-am adresat. Și aici să vin întâi adresa să vină de la cetățenii care solicită. Noi o analizăm în Comisia de Circulație și o facem... Adresa a făcut un consilier acum în Consiliul Local, a făcut intervenția, luați-l în calc, luați-l... Păi eu sunt reprezentantul unor cetățeni. Luați în calcul situația respectivă și faceți o adresă. Comisia de Circulație nu are competență pe drumurile naționale să stabilească... Dar să deci facem ce facem, în urma interpelării, noi să facem adresă la Compania Națională de Drumuri Naționale. Deci am adresat pe Comisia de Circulație Iași pentru... au specialiști în cadrul Comisiei și văd dacă este o problemă. În același timp vreau să mulțumesc pentru faptul că solicitarea mea de rândul trecut, nu numai că s-a executat, s-a făcut mai mult decât atât, s-a montat și gard de protecție lateral și s-a vorsit și gardul respectiv, chiar într-adevăr arată altfel acum, dacă vreți, pasarela și... Acesta va trebui să fie la domnitare, pentru că până la 2-3 ani de zile va fi implantat. Așa, de plombat, efectiv, și mai poate să-l bada. Oricât faci, încătii, nu mai este. O să pregătim proiectul, avem și pe listă de pregătim tarif. Dar și iluminatul acolo. Și iluminatul în locul acolo este rol. Mulțumesc pentru vreodată. Vreau să-i profităm, tot adus în discuții domnul Haldan, aspecte legate de Comisia Tehnică de Organizare a Circulației, convoc pe membrii Comisiei, pe 9.11.2018, la ora 13, da? Mulțumim. Dacă nu mai sunt alte discuții... Da, informez Consiliul Local că am semnat ieri contractul de finanțare pentru școala Iudaică Cantacuzino și urmează, cred, în cel mult 2-3 săptămâni de zile să semnăm și cu Palatul Cantacuzino. Dacă nu mai sunt alte discuții, vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă, de clar și fiți închisă.